Nu mai știu. Asta e, exact asta e. Ce aveți, mă, pisicilor? Motanii mei. Motanii. Și portretul. Mă servești cu ceva la mine acasă? Da. Te rog. Îl pun să-l faci și cu apă minerală? Bă, da, te rog, că e aproape vară și... Hai că pune apă, vrei? Da. Și care e treaba cu... Știi că mi-e place să prezint vinuțul. Ia. Vinuțul ăsta, de fapt, sunt vinuțurile. Eu, pentru că primesc destul de mult alcool, nu-mi dau seama de ce. Cred că oamenii mă cunosc foarte bine, de fapt. Da. Vin oameni cu tot felul de... Că am făcut și eu, sau că, uite, ăsta e vinul lui tata, că ăsta e al lui mama, că... Da. Hai noroc. Că hai noroc. Între altfel discuții. Și care-i faza? Foarte bun. Eu nu prea mă dulceag. Cu un pic de apă minerală e perfect. Eu nu mă pricep la vinuri mai deloc. Am combinat aici un roșu cu alb. De ce am făcut asta? Eu de obicei scriu pe sticle. De la cine e, eventual și anul. Da. Și... Bă, stai mă puțin. Bă, stai mă puțin. De ce fac asta așa? Vestul. Ce frumos a început discuția lejeră așa și s-au băgat astea. Ăștia, de fapt. Da, mă, și faza este că, ca să, long story short, da? Eu am combinat, de fapt, personalitățile oamenilor care mi le-au adus. De obicei iese bine, mai dau și rateori. Și oamenii care mi-au adus aceste vinuri seamănă cumva. Știi, la personalitate, așa mi s-a părut mie. Și zic, bă, tipul ăla, care e un tip destul de fain, așa mai cald, și cu amicul meu, care n-au nicio legătură, nici nu se cunosc, da, și zic, bă, ia să pun eu vinul ăluia cu vinul ăluia, să vedem ce iese. Mă gândeam că zic, bă, omul de obicei, iar revenim la discuția aia. Bă, el ți-aduce în principiu neapărat ce are cel mai bun, dar ceva bun, nu ți-aduce ce are cel mai nașpa prin casă. Corect. Mai fac eu de-astea, dar în general. Și oamenii merg pe ideea că ei fiind așa mai simpatici, mai știu, mi-au adus ceva bun și zic, bă, dacă ăla e un tip care îmi place mie și ăla e un tip care îmi place mie, sigur vinurile lor n-are cum să nu iasă. Da. Și care e părerea ta? Nu te-ai aștepta la un roze, ca eu am zis că așa s-ar se fac rozeurile, cu alb și cu roșu. Nu mă pricep, discuțiile sunt... Da. Da, dar e un vin foarte bun. Acum să vedem... Să vedem ce iese, da. Încă o chestie foarte mișto. La țară știi care-i treaba? Că dacă nu iese nimic bun din el, sigur iese țuică la un moment dat. Da, corect. Nu e material de țuică asta. Cum să fie? Nu e. Bă, dar având în vedere că ultima dată când am tras podcastul am băut niște bitter și asta s-a întâmplat ieri. Și eu după bitter. Da. Eu după bitter i-am dat și cu vin. Hey, ieri. Ce drăguț. La ora... Cum e combinația bitter cu vin? Bă, cum ți s-a părut? Nu mi s-a făcut, nu mi-a fost rău fizic, dar am avut un rău psihic așa dimineața, eram cam... Iarăși nu prea am băut apă. Asta e nasol. Și că n-am băut apă, atunci mi-a dat-o un pic pe deshidratare dimineața, eram deshidratat. Mi-a dat-o pe deshidratare, cum sună asta? Avem un cupaj aici de soiu, nu știu de care și nu știu de care, din Franța, din 78, doar că, atenție, combinat cu bitter, o dă cu deshidratare. O ce dă pe deshidratare, așa. Bă, da, și a fost dimineața când m-am trezit așa bine, la 6:30, aici când am perdele. Mi se pare cel mai mișto lucru să nu ai perdele și dacă ești la țară și așa nu ai mare lucru de făcut. Și în militar adică... cred că e mișto să nu ai perdele. Da. La blocuri. Da, normal. Faza e că n-am de ce să mă culc târziu. Și aseară a fost și foarte mișto, trebuie să-ți povestesc, că la ora 10 am intrat împreună cu niște oameni pentru o meditație. Și eu îți dai seama că am venit la meditația aia pleznit așa foarte bine. Ai venit integrat. Am închis ochii, m-am trezit la sfârșitul operației, la sfârșitul meditației, ca din operația de apendicită. Doar atunci am mai avut așa blackout total.
Am închis ochii și m-am trezit când Irina a fost, bă, gata, s-a terminat meditația. Am dat, s-a terminat. Aveți un coordonator? Da. Și ăla nu zicea celorlalți, uitați așa cum face Costel, nu te dă de exemplu. Nu mă dădea. Bă, dar era... Nu faci meditația așa. Bă, chiar foarte interesant, că uite, discutăm doar dacă vrei. Foarte curios, că sunt meditațiile astea colective, cum a fost perioada asta cu treaba asta, când chiar se făcea online, cu webcam, cu de-astea, cu... Nu știu. Da. Da? Și da, se pot face și la distanță, se fac și pe Skype. La distanță? Adică tu vorbești cu mine acum și cineva poate să facă cu tine? Da, da, bineînțeles. Da, să vorbim și la un moment dat, stai puțin, că, bă, lasă-mă un pic, nu te conecta. Hei, stai mă că vorbesc cu cineva, nu mă lasă-mi chakra 4 în pace, tu nu vezi că eu beau. Băi, am înțeles niște lucruri de genul ăsta care, mă depășesc total, nu știu. Nu prea le cunosc foarte bine, dar sunt unii oameni care lucrează cum ar veni în astral și zic, dacă ai niște entități pe lângă tine care nu-ți dau pace și sunt agățate, știi? Și tu îi spui numele complet și zici, îi dai bani. Numele este... adică om? Nume de om? Da, numele tău. Este numele tău complet. Îi spui numele ăluia care crezi tu că te deranjează. Ah, nu. Acum să știi și numele de familie. Mă treabă dintre aia, Iohannis. Mă deranjează omul ăsta. Mă deranjează omul ăsta pe ceva. Îi dai bani? Dar îi dai bani omului și ăsta cumva îți face curățările. L-am și văzut într-un interviu, căci prima dată sună atât de science fiction... Și e atât de ciudată chestia asta că zici, bă, da. După aceea îl vezi pe om și el vorbește foarte mult cum a fost medic o perioadă și că, mă, acum când e posibil și astea să fie, nu cunosc foarte bine. Păi sunt multe posibilități. Dar omul povestea că a avut niște experiențe după ce a avut un accident de mașină, s-au întâmplat niște lucruri. Și poate să are această capacitate. Și că vrea să-i ajute pe oameni, pe oamenii care suferă de niște probleme. Cum ar fi, îți dau un exemplu pe care îl zicea și el, o oboseală cronică pe care nu și-o explică oamenii. Nu își dau seama ce și cum. Așa avea și el. Zicea, bă, aveam o oboseală cronică. Tot timpul eram obosit, tot timpul eram supărat, eram lipsit de putere și chef. Și odată ce a început să facă aceste curățări, oamenii se simțeau mult mai bine, mult mai, adică chiar a și dat rezultate la foarte mulți, zice că majoritatea dintre cazurile astea le-a lucrat și i-a ajutat, i-a vindecat cum ar veni. Ideea este că, într-adevăr, trebuie după aceea să urmezi un fel de regim. Pentru că dacă te-au curățat de entități și tu i-ai dat-o direct cu o șampanie, căci că sunt niște entități dintre astea care nu se pot duce înspre lumină cum ar fi sau să se curețe, să-și curețe sufletul și rămân în vicii. Și atunci cum găsesc o persoană vicioasă, se agață de persoana respectivă și cam consumă energia. Asta, cam asta ar fi... concluzia. Acum îți dai seama. Bă, vii. În timp ce îmi povesteai, nu eram foarte... Mamă, vine să-ți dau una. Nu, mă dusesem pe filmul că, uite, de exemplu, de când am venit aici, uite cum a fost acum, că ai prins și tu bucata asta, că ți-aș fi spus să dai înființele-s-o greu. Bă, e super secetă. Și lumea este super, chiar, adică, nu știu, îndurerată, ca să zic, că nu plouă și, într-adevăr, cu agricultura. Bă, și sunt oameni care nici n-au, uite, eu am niște pomi, niște legume, adică n-am mii de hectare. Da. Cum crezi că ar merge meditația asta și healing-ul ăsta la sat la o bătrânică sau la unul care e super frustrat și dărâmat efectiv de faptul că nu plouă sau că, nu știu, nu i-a fătat vaca sau că habar n-am, i s-au manat roșiile sau... Da. Bă, într-adevăr, lucruri care pot, nu știu, să doară. Ce ar face omul ăla cu entitățile, cu treburile, cu... Păi mare parte cum se roagă și preoții și cum se roagă și oamenii de la sat, se roagă să dea ploaia, așa,
se întâmplă și aceste meditații. Se meditează și cumva rogi divinitatea să te ajute în această treabă, știi? Să treci ușor, să vină un pic de ploaie, adică ceri un pic de ajutor de la forțele nevăzute. Asta se face în meditație. Ah, interesant. Na, că e ca o, toate sunt cumva au rădăcini comune. Chestiile astea, știi? Și cum e la fel cum e rugăciunea, frate, așa este și meditația. Tot merge pe... E aceeași chestie, nu știu, eu nu prea înțeleg așa oamenii care, tu ești cu rugăciunea, eu sunt cu meditația. Bă, sunt cam aceleași lucruri, sincer, din punctul meu de vedere, sunt cam aceeași chestie. Numai că una este pe un sistem, pe un film, cealaltă e pe celălalt film. Și oamenii, mai mult decât atâta, frate, vrei să zic și una așa, și dacă nu sunt ortodoxi, după aia tu trebuie să găsească ceva, că n-ai cum. Eu, nu, că eu sunt, nu mai sunt cu ortodoxia, că nu prea mi se pare ok ce fac ăștia și nu știu ce. N-am mers. Dar tot ai nevoie de... Și caut altceva, caut altă chestie. Nu le mai convine tradiționalul, asta mi se pare că e... Hai să... E ok subiectul? Adică să trecem dacă în altă... Dacă să punem stop? Să trecem, nu, dacă, da, să vrei, dacă mai vrei să zici lucruri. Eu nici n-asta nu aș fi vrut să le zic. Bine, sincer. Atunci, tăiem. Le șterg, știi. Hai să vă fii atent. Tristețea la sat. Că trebuie să o dăm și pe asta. Că cumva mă gândeam la treaba asta. Băi, am văzut oameni triși și pe aici. Dar, repet, motivele sunt chiar altele. Sunt cu totul altele. Da. Și uite, am fost în Moldova pentru că am prieteni mulți și merg acolo deseori. Și am fost la un dintre ăsta, la un botez, unde eram naș. Unde, bă, acolo nașul, crede-mă că are un statut. Deci nu, el da. Am pe aici, în Muntenia, în Dobrogea, s-a pierdut totalmente. Adică, e acolo, mergem cu toții la restaurant, e destul de clasic. Eu că am și participat la multe treburi dintre astea. Băi, acolo nu există așa ceva și vreau să zic că... Am fost așteptat, eu că am venit din Dobrogea până în Moldova, păi cu copii mic, am făcut vreo 10 ore cu mașina. Da. Și mașina mea, care nu e cea mai rapidă. Ba, am fost așteptat, vreau să-ți spun, am încercat să nu întârzi, am fost așteptat ca să decid ce fel de ciorbă se va mânca, că eu am luat-o ca pe glumă, prietenii mei știi că sunt vamaioți, adică râdeau de mine la modul ăsta. Bine, ei au închiriat o întreagă... nu știu, pensiune cu restaurant și oamenii au vrut să fie țiplă și au zis, băi, nu se poate că vine nașul și nașul și zic, bă, voi faceți mișto de mine. Vreau să zic că m-au îmbătat după 10 ore de drum și cu copii și cu astea. Și m-au îmbătat din primele 10 minute, că m-au pus să gust ce vin și ce țuică să servim la masă. Zic, bă, nu se poate. Zic, chiar faceți mișto de mine. Da. Ei, și vreau să spun că părinții, tatăl lui și cu tatăl ei, care îmi sunt foarte dragi, oamenii m-au servit, tu spuneam de ieri, de moldoveanca cu Pasca, care vine și stă geană pe tine să-i spui cum e Pasca. Da. De fapt, ea nu vrea să-i spui cum e Pasca, ea vrea să spui că e foarte bună, atât. Da, corect. Ea nu interesează decât să... Mi-a plăcut, așa, da, exact atât. Ei, ăia la fel, în prezent au țuica lor, nu știu exact care e faza, chiar încă nu știu, că mi-a fost rușine să întreb atunci, despre țuica lor de 52 de grade. Ambii mi-au prezentat-o ca fiind țuica mea, am făcut-o eu și are 52 de grade. Nu mi-au mai spus nimic, nu în ce o țin, nu din ce e. Țuică făcută de mine, 52 de grade. Stau și mă gândeam vis-a-vis de oameni ăștia, bă, dacă iese de 51, mă. De seama că poate fi ceva, adică cum o prezintă ăla și să zici că e un om de la foarte onest, să zic că, bă, e 52, nu e, mă, e 51, firar. Da, mă, bine, dă-i-o pe a ta de 52. Dar ce crezi că dacă ajunge la 51 nu se poate pune cu un pic de spirit și ajunge la 52? Păi nu, dar asta e că mă gândeam că unii trișează și ei dacă o au de nu știu cât și la un moment dat pun niște apă peste ea. Exact. Ca să o facă de 50 sau cât vor ei. Și când erai copil la acolo, te pui de la tine vreo 2-3 milimetri. Mă și gândesc. Rotunjești în sus, normal. Moldovenii ar trebui să aibă alcoolmetru la ei, știi, cu toții, să spună cum ai venit tu la mine. Salut, salut, vecine, ceva, bem o țuică, stai puțin? Da, mă, să văd. Foc, îl vezi pe ăla. Dar ce avem aici? Avem un 51 sau nu se vede? Dar ce s-a, Neluțu, ce s-a întâmplat cu tine anul ăsta? Da, mă, ai vreo supărare? Ai vreun necaz? Dar ce, ai pus mai multă apă, da. Bă, știi care e faza? Că nu... Adică sunt unii oameni, uite, am auzit de unii oameni care când mai cumpără de la dealeri marihuana, vin cu cântarul la ei. Cunoști oameni de ăștia?
Mai știu vreo câțiva. Nu o să le dau chiar tot numele. Nu o să le dau tot CNP-ul. Tot CNP-ul și adresa și nu știu ce. Bă! Doamne! Băi! Să cică ceva! Frumos, frumos. O să rămâi acum să fără papă. În fine, da, deci vin cu când... Spui că n-am lovit-o. N-a lovit-o, nu, n-a lovit-o. Soția ta, nu. Larisa, și da, o să zic că... Dauer. care merg cu cântarul. Deci să revenim. Deci să duc cu cântarul. Ce tare! În 2020 mai nou te duci cu cântarul la, la da. Dealer? Cum și... să zic, la Lidl. La Lidl, la Dealer, la Lidl. Și pune la și zice, frate, 0,8. 0,5. Și ce faci? Scoți telefonul și calculezi 0,8 ori 6, da, 60, măcar, egal 40. Știi care e faza? Măcar îl vezi pe ăla cum se simte prost să fie. O, nu știu, frate, așa mi-a dat-o, nu știu. Data următoare o să vină mai, mai atent. Știi? Și crezi că dealerul se simte prost? Nu chiar atunci. Nu chiar atunci, dar și dealerii sunt, se trezesc și ei la un moment dat. Bună, trebuie să facem o dată. Și dealerii se simt prost. Da, pe bune, adică dacă ești un om dintr-o ăsta nesimțit, cum sunt unii? Știi foarte bine despre cine. Da. Sunt unii care da, o dau nesimțit. Și nu e frumos. Nu e frumos, frate, pentru că bă, știi care e faza acum, că nu vreau să... Ce n-am cântărit niciodată salamul de la supermarket sau așa. Dar e căcătos, mă, cred că și... Adică și bă, alea de, îți dă un kil de cireșe în piață sau adică... Bă, nu, nu cred, cred că asta de la hipermarket. Kilul, kil, gramul, gram, nu știu dacă se mai... S-a... Uite, de exemplu, iei tot felul de... Nu știu, pește congelat sau, nu știu, uite, midi. Eu zic că dobrogen și mai cumpărăm. Și ți dau congelate, ele când s-au decongelat nu mai iau. Nu mai iau aceeași. Tot e o șmecherie undeva. Sigur, sigur asta. E că, hai să nu, hai să, pe bune, hai să nu luăm acum dealerii la... Bă, da, dar stai puțin. Sunt și ei oameni. Sunt și ei oameni, într-adevăr, bineînțeles că... Poate și familie. Sigur au, unii dintre. Vrei să spun ceva? E și aiurea, frate, că lucrează cu gramaje dintr-astea, câteva grame, da? Deci noi ei vreau, dăm și mie 2 kg de marihuana și punem și mie de restul. 600 de grame de restul. Nu, tată, e cu buchiseala acolo, adică... Da, dar ți-am zis, ideea e că... Nu știu, eu unul aș merge mai mult pe ideea asta, că în ultima perioadă să zicem că s-a mai ieftinit, dar nu s-a mai ieftinit, s-a mai înjumătățit gramul, adică este alta e cantitatea. Prețul a rămas la fel. Frate, dă-mi eu cu un preț, de asta mi s-a părut întotdeauna și eu fac asta de să se înțeleagă, doar în Amsterdam. Mă duc și acolo, pentru că nici nu mai fumez. Spune-mi că e rozmarin. E rozmarin. Eu nu mai fumez. Doar folosesc vaporizator, ceea ce este pe bune. Și când te duci în Amsterdam și iei niște sortimente, niște soiuri mișto care miros într-un fel, e o bucurie cu vaporizatorul. Uite, mi-a venit în cap acum, pentru că a fost un an foarte secetos. Așa. Eu mi-am pus în casă răsaduri, că ai dormit în camera cu răsaduri. Da. Și n-am fost atât de mândru de ele, le-am mai lăsat un pic să crească și pentru că le-am lăsat un pic să crească, am zis, bă, totuși să am și eu niște roșii mai repede și am luat de la oameni ăștia de fac industrial prin serele lor. Da. Păi și vezi că e 2 lei răsadul. Da. E un mod foarte subtil de a aduce discuția la țară și nu de dealer. Da, clar. Și acum chiar și trecut... că mă te refer dacă le stropesc, dacă stropesc ăștia în Olanda marihuana ca să crească fără dăunător. Bă, eu sunt convins. Mă... Crezi că cânepa n-are dăunători ei? Pa da, clar. Sau bine, poate e repelant un pic ăsta cânepa, nu? Da, este. Ei, și ideea e că-i 2 lei răsadul. Da. În mod normal e 1 leu. Ce fac acum? Blamez dealerul de roșii? Doar că
Eu și știu. Da. Ei au și profitat de faptul că oamenii nu mai există târguri, nu mai există piețe unde poți cumpăra rosaduri și au ars-o exact ca un dealer. Și au spus, exact. Bă, vrei? Da. 75 de lei gramul. Da. Am zis așa, nu știu. Da. Nu știu, abar n-am. În loc de 60. Da. Și adică 60 de euro parcă era în Amsterdam. Tu mi-ai zis. Nu, mă, nu. Ți-am citit ori acolo. Nu, mă, nu e 60. I-am citit ori acolo. 12 de la 10, 9, 12, depinde de... Și aici există, frate, dealer care... Ba la cântar, ba la răsad, ba la kill de carne, ba la... La fel. Vine omul și zice... Eu, de exemplu, am venit aici. Cu fața asta a mea, gen... Na, te duci tu și spui, bă, am venit și eu la țară, vreau să cumpăr și eu un miel. În viu sau tăiat? Zic... Pe tăiat. Bine, eu nici nu știu, adică în viu, stai și mă gândeam... În viu? Da, adică în viu, în fine. Idiot. Și ăla la fel, ți-l vinde la un preț, apoi ți-l taie și ți-l dă și zic, păi stai, că nu, cum facem o medie aritmetică între kilograme, că i-ai dat și pielea aia de pe ele, ai scos și niște organe, deși tu mi-ai luat banii pe... Bine, poate... Peste tot există o treabă dintre asta. Da, ok, tu îl iei așa cum e el, doar că te ajut eu să-l taie, viscerezi. Să viscerezi. Să, cum să viscerezi? Uite, îl am pe... Alea. Ce ai uitat să... Nu, dar stai că... Mă, dar tot primesc dintre astea, uite ce trebuie să comandăm. Bă, fratele. Ah, ok. Apropo de dealer. Uite, da, exact, uite, asta trebuie să comandăm. Uite, la fel, am dealerul meu de brânză de capră. Mi se pare că te-am dus și pe tine. Da, deși fain. Tu nu ești fan capră. Nu. Nu, dar chiar pe bune. Nu, dar sunt atât de... Nu-mi place... Aduți aminte că am luat brânză de capră nici și omul nu folosesc această poziție. Vreau să zic. De brânză? Nu, de capră. Nu folosesc și omul, capră. Și de fiecare când merg la el... Îmi dă un kilogram de brânză, bine, e, na, un preț, da, știi cum e, dăm cât ai, cum ai, e rotunjit. Băi, până acasă am, nu știu, să zic, 20%, își lasă zeamă, apă, da. Curge din ea, na. Păi ăla se pierde, că nu-i ca și cum beau zeama aia, nu-i ca și cum îmi pun un șat, eu și cu tine, hai să băim un șat de zeamă. Aoleo, Doamne, ce oribilitate ai putut să spui, frate. Cum să bei, mă, zeama aia de la brânză de capră? Frate, e zeamă de capră, e bun, se stropesc roșiile cu el. Și fii atent. Pot să-l acuz pe ăla că nu-i dealer, ok? Pentru că el mi-a luat un preț, dar brânza mea deja nu mai are un kil. Are 0,9. Da, mă, da, la fel era și când îți dă cu crenguțe sau cu ce chestie de genul. Ce fac? Fumez crenguța asta, să fac pâc! Da, mă, dar dealerul tău poate că și-a cumpărat un kilogram când era umedă. Ea între timp s-a uscat. Bănuiesc că ăsta e procedeul. Cred! Între timp s-a uscat. A mai lăsat apă. Ăla nu e ca și cum stă cu o pipetă și ia picăturile alea de... Da, dar bine, nu e... Na. Câte zeamă dintre aia crezi că e acolo, cu câte fură, cu câte țepuiește, să zicem, între ghilimele. Bă, nu știu, sunt, eu cred că cu, nu știu, eu cred că îți dau un 0,9 la final, dacă o iei așa. Că zeama interesant. Se tot lasă, o lași. Bine, știi ce ar fi... E un kil de brânză și îți dă 0,9. Da, mă, da, dar poți să ții brânza în... să o ții proaspătă, o muți după aia cu tot cu zeama respectivă și într-un recipient. Ce faci cu zeama aici? Ce faci cu zeama aia? Păi o ții în recipientul ăla așa și când mănânci brânza de capră înainte, o amesteci cu apa aia ca să fie mai zemos. Ok, dar la un moment dat termin brânza și rămâne zeama. Și rămâne zeama aia ce pe care o ea, arunci. Ce faci cu ea, că nu poți să o valorifici. Nu e ca și cum te duci și dai lui înapoi 0,1 de zeamă și spui, bă, 1,5 lei, cum facem? Da, mi-ai dreptate, zic, ca să revenim. Hai să, totuși, să nu-mi judecăm dealerii foarte aspru, că până la urmă... Da. Bine, mă, ok, hai să... Da? Treacă meargă de la mine. Hai să sărim. Hai să sărim un pic calul. Da, vezi, foarte interesant. Deși oamenii care mi-au dat vinul ăsta sunt niște oameni foarte simpatici, noi am ajuns să vorbim despre toate prostiile. Pe păi da, cred că ei sunt simpatici luați separat. Când sunt împreună, frate, cred că sigur să ceartă. Ai grijă să nu-i ții unul pe lângă celălalt. O să le fac cunoștință. Oricum, știi ce propun? Am zis că terminăm o sticla când să terminăm podcastul când se termină sticla. Hai să nu. Bine. Hai, astăzi sunt okay, da. Mai dăm un 2-3 paf. Hai, vedem. Hai că vedem. Ce bune sunt astea, programările astea. Da. Nu, de altă, dar am și teamă. Trebuie să-ți recunosc că mi-e un pic teamă astăzi că e vineri.
Și trebuie să înregistrez podcast cu, trebuie să înregistrez pe lângă podcastul ăsta, mai înregistrez între show-uri cu Vio și Teo. Bă, nu vreau, gata. Și iar mă duc, iar mă duc Cobză, frate, știi, Cosel Cobzaru, așa o să mi se vă mă duc acolo, Doamne, nu mai vreau să fiu ca pălit. Pleznit. Apropo de asta, de Costel Cobzaru, ai chef să vorbim despre nume de familie? Pe mine mă fascinează subiectul ăsta. Bă, da, vrei este... Da. Mie chiar îmi place. Frate, da. Cum să nu? Uite care... Și chiar era o una dintre chestiile la care râdeam când eram mic. A, scuză-mă. Hai noroc. Păi da, frate. Iartă-mă, dar mai pierzi din... Nu frate, de parcă te-ai urășenit. Te urbanizam. Da, mă, Costel Cobzaru. Adică numele ăsta de familie, teoria mea, mă rog, teoria mea, e cum îmi place mie să văd. E că tot timpul a existat o entitate, hai să zicem un om, care el a decis ce nume poartă fiecare om. Da? Așa cred eu. Așa îmi place mie să cred. Cum și acum sunt niște oameni care decidei totul, așa și atunci. Era, bă, unu, hai, poate doi. Dar cine îl punea, să zicem, pe vremuri? Erau, păi nu, era tocmai numit? El se punea. Vrei să revenim la discuția cu eu, Dumnezeul meu? El decidea. El era creatorul unei comunități, să zicem, sau unui barnam. Și omul ăla te vedea pe stradă sau te vedea că intri în nu știu, comunitatea lui și spunea, hei, 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 ce-i cu tine? Bună ziua! Păi căutam și eu, nu știu, eram în căutare de comunitate, de oameni. Hai, vină încoace, vină încoace. Ia zi, ce știi să faci? Păi știu să tai lemne, știu să... Știi să cânti? Da. La ce? La instrumentul ăla. Auză-l mă pe ăsta. Cobzar, mă! Așa zicem de acum. Cobzarul. Cobzarul. Și la fel, asta ce era? Bă, eu sunt, nu știu, habar n-am. Ce știi să faci mai bine? Păi, nu știu, lucrez bine cu lemnul, cu, da, mă, nu știu, Marian Templaru. Da. Și tot așa. Păi ești. Și Alina Plugaru, frate. De ce nu e cea mai bună la plug? Păi, înseamnă că strămoșii... Asta zic că la un moment dat un strămoș de al tău probabil că a fost bun sau nu la treaba aia. La plug. Hey, și de asta unde am vrut să ajung de fapt e că prietenul meu din Ardeal îmi spunea că în Ardeal e mod asta de a pune dacă ești foarte bun la habarnă, la anumite meserii sau nu ești bun deloc, ți se spunea priceputul, știi, așa ca o ironie. Aha. Și eu mă gândeam că de fapt oamenii ăștia care decideau ei numele ăsta de familie erau niște comedianți foarte buni, aveau un simț al umorului. Categoric. Da. Ce obține ea din Ardeal, nu știu, pe aici. Da. Știi, și-o dădeau așa. Și acum, nu știu, uite, la tine faza e cu Bojog. Da. Am povestit cu Enache. Pe mine, da, ți-am zis că la început era numele de... pe... Enache. Bine, mă. Și după aceea s-a trecut la Bojog, tot așa, că a venit unul. Dar ăsta ținea de... Era un funcționar, omul ăsta. Într-adevăr, avea o putere. Că gândește-te că ai o mare, trebuie să fii drăguț cu omul ăsta care pune nume. Că altfel, frate, te trezești cu Bojog. Cred că, eu sincer să fiu, nu cred că l-a avut pe străbunicul meu la suflet, la inimă. Că i-a dat Bojog din Enache. Enache, să fim serioși, sună într-un fel, Enache, Adrian Enache, adică Constantin Enache. Uite ce nume, Constantin Enache. Altfel era. Bună seara, salutare, eu sunt Constantin Enache și voi vă uitați la... Frumos, foarte. Da, Constantin Enache. Costel Bojog. Da, ce? Dar cine... Da, exact, dă să-ți dau cu ceva în cap. Da, da, da. Deci, până la urmă, tu crezi că bunicul tău, străbunicul tău, avea față sau nu de Enache? Da. Tu chiar crezi că era demn de Enache? Bă, da, da. Dar crezi că înainte le dădeau oare, nu știu, de la partid, bă... Ai voie 3 Enache, 4 Ionescu, 2 cu Gicu și astea, da, așa. Da, da, cum să nu? Și... și vezi ce rămâne pe acolo, bagă și tu. Că nu cred că îi se dădea, bă. Vezi și tu pe clar. Acolo care-i treaba și tu și nu știu ce. Dar trebuie să fie existat niște nume de care n-aveai voie să te atingi. Da. Nu-mi vine în cap acum. Caragea. Țiriac. Țiriac, Caragea. Frumos. Deci Caragea, ce e de prins, uite, Davila, nu, Davila. Este Sturza. Mamă, ce avem aici. A, într-adevăr, și cred că erau ăștia, fii atent, și cred că mai erau și ăștia, exact. Știi cum e, care, eu îmi imaginez cum te duceai cu clasicul cartuș de Kent și da. Cafeaua aia, numai da. Cum era la funcționar. Da.
Și, dacă se și, poate și, un, exact, dacă se poate un aveți, chiriac. Aveți cumva un chiriac, bă, bă, eu te luam pe ăsta, bă, chiriac. Eu te-am pe ăsta cu cafea, vrea la chiriac, ia de aici! Uite, o teorie interesantă este asta, cu că până la un punct și domnitorii nu aveau un nume de familie. De la un punct încolo a început să fie cu nume de familie. La început era cel bătrân, era viteazul, știi, adică era viteazul cel mare, vezi cel sfânt, cel... cel urât, erau și... Adică erau, erau și... acolo și... iarăși trebuia să dai bani poporului. Da, exact, exact. La cel urât, Radu cel frumos și mai era ăla cel urât, Ivan, sau Ivan Necruțătorul sau așa. Pe la ruși. Da, zic că acolo în perioada aia acolo și că voi. Acolo cu ceva, ceva n-a fost. Mamă, ok. Cel groaznic, Ivan cel exact. Groaznic. Bă, băiatule, ai făcut-o. Pe de altă parte, poate să fie și un PR foarte mișto, o mișcare da, de marketing. Uite cum e fratele Vlad, Dracu. Bă, da. Că el era foarte mulțumit cu porecla asta, deși mi se pare odioasă, dar el cred că era foarte mândru de treaba asta. Știi ce mișto este să-ți... Știi cum era... Ce ai preferat? Să oamenii să te iubească sau să le fie frică de tine? Știi că era într-un film cu mafioți. Normal să le fie frică de mine, normal că asta... Altfel să comportăm când e frică de tine față de... Te-l iubești, dar mai dă-l și morții, mă, să știi. Da, îți dai seama că s-a bucurat Dracu, Vlad Dracu, de chestia asta, că oriunde te duceai și oamenii erau, bă, frate, vine asta, hai să nu exagerăm, hai să ne purtăm cât de cât. Și am tot auzit tot felul de povești, nici nu știu dacă sunt adevărate sau nu, cu ce făcea ăsta, bă, destul de terorist așa, adică de la măsă. Te zic că Vlad teroristul. Vlad teroristul, frate, tiranul. Da, cred că știi care e fața cu... Eu, până la urmă, cred că totuși Vlad, cred că și-a dat-o singur. Adică sunt porecle pe care ți le dă, nu știu, cumva poporul. Dar mai sunt și de alea de ți le, știi da, cum e. La fel cum, iarăși, uite, dăm voie, dacă ne-am dus în nume și așa, mă gândeam apropo de Tyrannosaurus Rex. Deci ăsta a fost numit la modul tiranozaur, tiranul, nu? Da, da. Păi era tiranul. Într-adevăr. Și acum, sincer să vin, nici nu știu. Știe cineva cum a fost asta, frate, cu adevărat? Că i-am pus numele ăsta și el poate să fie la modul foarte jignit. Știi, bă, el să fie... Dar ce am făcut, mă, mâncava și gura voastră? De ce că... Dar n-au mai fost care mâncau carne, mă? Da. Bă, să știi că, uite, o să-ți dau cartea lui filmul, care e foarte tare. De ce am râs? E pentru că încerc să... Scrie cărți despre dinozauri, ce tare. Are treburi dintre astea cu, na, fiind vârsta, cu că l-a omorât, că l-a sfâșiat, că l-a făcut. Și noi, pentru că stăm lângă pădure aici, se tot au șacal, tot felul de animale. Și aveam, când eram mic, îl adormeam deseori pe șacalul vegan. Mamă, și îi plăcea teribil, teribil. Îi pusesem și un nume, nu mai știu, Ilie, nici nu mai știu cum îl chema. Da. Bă, și îi plăcea și tot îi încercam să explic că sunt prieteni, că nu știu ce. Bă, și la un moment dat, el acum, mă lor, ulterior fiind pasionat de dinozauri. Băi, deci m-am distrat teribil. Și la un moment dat a primit o carte cum că erau, mi-aduc aminte și acum, Diplo cu Diplodocus, da, cu Triceratops, da, cu ăștia, nu știu, erau vreo patru vegetariani dintre ăștia, de se bălăceau. Bă, și la un moment dat unul dintre ei se sperie că din tufișuri ghișce iese tiranul. Vorbind de copii, de puișori, de bebelușilor. Și erau ăștia super speriați că, auleu, a venit tiranul. Și la un moment dat, cel mai șmecher vegetarian dintre ei, cred că era Diplodocus ăla, zice, da, stați, mă, nu știi, că este și el cu noi, nu știu. Bă, și timpul, fii atent, fii, ca să vezi, nu știu, autorul ceva. Și la un moment dat vine tiranul ăsta, sare și el în balta aceea cu ei ca și se joacă. Da. Și ghiși ce, mă, vine un pteranodon în viteză să-i mănânce. Și faza faină e că, la un moment dat, bineînțeles că tiranul îi salvează pe vegetarienii ăștia. Da. Foarte simpatică în pachetată, da, tot există unul, știi, adică trebuie să existe la un moment dat unul. Și da, care să le strice testura, bucuria, frate, lasă, frate. Mamă, ce nu suportam să mă uit pe National Geographic, oameni buni, este sigur un păianj, nu știu dacă se vede, dar sigur un păianj n-a trecut pe lângă mine da, aici. Lasă, da, lasă, îmi pare rău, dar i-am luat coarda elastică. Un picior.
Dar asta nu mă puteam uita când eram mic, nu mă puteam uita la Telenciclopedia fix pe la capitolul cu animale, deși vocea lui Florian Pitiș, Dumnezeu, i-a dat o voce, frate, extra. Bine că ai zis, vocea lui Florian Pitiș, Dumnezeu. Da, i-a dat o voce, frate, care este incredibilă. Bă, deci te uitai și ascultai cu o bucurie cum vorbea și... Și venea după aia capitolul sau partea cu animalele care le mănâncă, leii sau panterele și care își mănâncă antilopele. Bă, și nu mai vedeai pe leopardul ăla cum să uita așa și mai venea tâng-tâng. Și-o arăta pe proastă, bă, sărac, dar, bă, nu știu cum, dar au și făcut-o, bă, frate. Deci natura asta a și făcut-o să arate a proastă, bă. Ce? Ce? Și ăla și red, bă, frate, adică n-am, cum să... Cu antilopă nici nu trebuie să fii și red, că până da, la urmă știi cum e. Vai, mă, da, știi? Și da, da, cum să-i facă față, bă, de tembelă, de cretină? Deci ai făcut față de cretină? Asta zic că ești ca o căprioară așa, că ai fața de... Mamă, ce-i săraca antilopă, parcă și văd, iartă-mă, o discuție de-asta între carnivori, nu? Ce faci, mă? Azi, am mâncat o antilopă. Pleacă-mă de aici, proasta aia, pe deci bune. Este pe bune, bă, lasă-mă și bunică mea. Deci, na, bă, ia ceva mai ca lumea. Da, da, pe bune, deci el ăsta era așa, mergea, se mai uita la, după aia se mai uita stânga, dreapta, foarte viclean. Ce antilopa. Ce? Ce face? Da, ce? Nu cred că o să-mi facă nimic rău. Și ne-am luat cu nume de familie și am ajuns la antilope. De la boierul, de la... Da! Deci rămăsesem la Vlad Dracu. De la un punct încolo a început să fie cu nume de familie și la conducători. Uh-huh. Și știi cine mi se pare că acum a reluat toată treaba asta? Mi se pare că Manelistul a început din nou să se ducă în jos. A luat o... Se duce înspre înaintea ierii noastre. Păi, vezi că, uite, omul se întoarce la de la origine. Da, a diminune. Tot felul de salam și bănesc că au și ăștia frumosul sau, nu știu, sclipitul da. Special. A, cum să nu, bineînțeles. La fel, știi ce n-am văzut, într-adevăr, ce n-am văzut în manele? Ivan cel Groaznic, n-am văzut ăștia care să se ducă, frate, știi, Adi, mă, teroare. Că ar fi foarte mișto ca Ivan cel Groaznic să cânte despre dușmanii lui. Da, da, frate, da. Agresiv. Că mai tot ăștia mai toți cântăreții sunt minune, valoare, de aur, de nu știu ce. Mă, unde să apară un Jean Spintecătorul? Jean Spintecătorul de la Năvodari. Știu o chestie dintre aia, violatorul de mame și nebun, pe ăsta l-a scurt cu teama. Dintr-o mie de femei au rămas numai trei. Bă, dar la un moment dat să găsești un manelist dintre ăsta care a luat-o pe latura asta bio sau vegan, știi, să-l cheme, nu știu, Nelu Avocado sau să-i se zică, nu știu, uite, de exemplu, habar n-am, Gicu de Lut. Știi, da, da. De aur. Ceva frumos natural, de kirpic. De kirpic, kirpic. Gianni Kirpic. Da, frate, da, cum să nu. Sunt convins că există Gianni Kirpic. Gianni Kirpic este deja un nume de... E un nume bun. Bun, am putea să vindem nume de maneliști. Da, și de maneliști dintre ăștia hipsteri. Oricum, iarăși am vrut să o ducem în țară. Bă, da, hai să... Hai să ne întoarcem, că nu mai avem mult și noi aici. Suntem la țară. Nu avem mult pe pământul ăsta și... Și suntem înconjurați de copaci și nu de maneliști. Manelista lui Schindler. Da, mă, și ziceam că a fost secetă și este secetă. Așa, exact, și este secetă. La noi, în Dobrogea. Și am văzut că oamenii au făcut rugăciuni, nu? Adică s-au făcut slujbe. Bă, și eu m-am rugat, frate, cum să nu? Dar de ce să nu faci? Adică, de ce să nu-ți dorești? Că nu e ca și cum poți să faci tu ceva în privința asta. Da. Poți să dai cu furtunul în sus, dar nu.
Da, într-adevăr, ce s-ar putea face? Bă, chestia asta e destul de nasoală. Uite, am mai fost o secetă acum câțiva ani când m-am mutat aici și auzisem la radio, era un radio de-asta normal, de încredere, nu tâmpenii, și spuneau că, de exemplu, culmea era în Dobrogea de Nord, în județul Tulcea, și enumeraseră ăștia niște orășele pe acolo, niște comune, unde li se dădea apă odată la două zile. Tocmai pentru că era foarte mare seceta, nu mai ploase de 4 luni, toată vara. Era septembrie, nu mai ploase de prin aprilie și efectiv până și puțurile seacă la modul ăsta. Wow. Bă, și în momentul ăsta, pe bune că te rogi, că n-ai ce să mai faci. N-ai da. Ce să mai, ce poți să mai faci? Că ce ține de tine nu mai poți să mai faci o nimic. O soluție, să zicem, o soluție tehnică. Bă, o soluție tehnică a fost. A fost, se numea canalul Dunăre Marea Neagră, fratele Nic. Ciao. Fratele Nic. Ceaușescu, frate, Nicolas, care ia Ceaușu, Ceaușescu. Dobrogea e un mega tărâm de agricultură și omul ce-a făcut? Bă, ce-a făcut, m-a deviat Dunărea, frate, și-a adus pe aici și-a făcut canal de irigație, doar că între timp nu prea. Nu prea să mai... Între timp s-au făcut autostrăzi, sau nu. Dar da, ăsta era planul. Christ. Omul chiar voia să irige toată Dobrogea. Bine, omul, că până la urmă știi cum zici că lui a venit ideea și toată lumea a fost, bă, ce mișto e ăsta, bă, ce lui idee nu, are. Poate soție. Da, frate, a fost de acord. El a zis, da, hai să facem asta, ești nebun, cum să nu, bineînțeles, hai să ne apucăm să facem asta. Deși cred că era inginer, agricultor. Da. Nu știu, sigur era inginer, adică ideea este, e fain să faci lucruri. Mie asta mi se pare că le-a lipsit celorlalți președinți. Că ăsta făcea chestia, adică bă frate, adică toată lumea când vorbește era mai bine pe vremea lui Ceașcă, pentru că ăsta, Ceașcă, bat și o joc de, că pe, mai pun un băhăr și gata. Uite, o chestie foarte interesantă, că la sat, la oraș, nu știu, acum poate îmi confiri tu, la oraș nu prea se mai vorbește de politică la modul ăsta. Sau cel puțin e un pic mai agresivă treaba asta, da, nu știu, da. E altfel, la oraș se iese în stradă, se fac lucruri. Parcă nici nu se mai se vorbește altfel, noi, pentru că oamenii la oraș sunt foarte, nu știu, și cu internetul și cu treburile astea, se vorbește mai mult, nu știu, global, mondial, UE. Bă, aici la sat încă merge, încă se poartă discuțiile cu partid, cu Constantinescu și cu președinți care au fost și că de unde a pornit toată combinația, că da. Din 89 s-a furat. Bă, la oraș nu știu că se mai vorbește, că în 89 cine a fost șmecher, a furat și a făcut. Nu cred, adică la oraș deja sunt discuții un pic mai elevate din punct de vedere politic. Da, da, bă, și aici mai aici au rămas informate. La fel, la modul ăla, știi, încă se mai dau pixuri, gești, nu bine că și la oraș cred că se mai dau. Dar aici campaniile sunt la fel de normale, cu mici, cu bere, cu clasicele da. Campanii. La fel se vorbește cu ce culoare ai, roșu, poartă glumele clasice, da. Adică... La oraș parcă deja se vorbește de America, de un guvern unitar, de și de fiecare în parte, adică de mai mulți membri ai guvernului, adică așa aici ar trebui să zici da, exact. Numai de un unul și gata. Da, clar. Acolo clar. Sunt mai mulți, e ăla și cu ăla și primarul da, și ăla, da, care nu știu ce care cu vrea ăla, să le da. Știu că a fost, că are afaceri cu ăla, aici... Foarte simpliste și destul de ok. Uite, și asta ziceam, că oamenii pe vremuri ziceau, oamenii zic că pe vremuri era, pe vremea lui Ceașcă era mult mai bine. La fel, că făcea omul lucruri. Acum, cum le făcea, nu mai stăm să mai analizăm. Că și canalul ăsta a fost făcut el interesant, doar că și cu sacrificiu și cu niște muncă. Păi nu vreau să intru în discuții câți oameni au murit din pușcările da. Comuniste exact. Ca să construiască acest exact. Că, exact. Exact ca povestea cu marele zid chinezesc. Cam așa a fost mă, și mă, ce mișto e! Wow, hai să ne facem un selfie aici unde au murit mii de oameni ca să construiască căcatul ăsta. Și unde președintele o să tăia public. Da, frate, hai! Mamă, ce ești mișto! Suntem la piramide unde au fost schingiți și torturați o grămadă da, de oameni pentru tare, asta. Ce bă, ce mișto e aici și e energia așa. Ce bune! De aici am ajuns în... Bă, se simte așa o stare. O vibrație. O vibrație de... că tremur. Ce tremur, frate, că oamenii au fost chinuiți pentru treburile astea. Bă, da, că e nevoie de sacrificiu. Bă, frate, da, înțeleg.
Că de asta sunt la modul, bă, hai să stăm mai liniștiți, că nu avem nevoie de mari minuni și chestii. Dacă facem, nu-i problemă, dar hai să o facem cu capii, stezi, fără să... Nu știu. În fine. Dar... La țară aici, o să vezi și tu, o să vezi și tu că... Ce mi se pare fascinant la țară e că, uite, de exemplu, la oraș, și când stăteam în București sau așa, bă, oamenii, nu știu, eu cel puțin am dat, oamenii cu care nu te cunoști foarte bine, gen un vecin de scară sau un tip pe care îl știi sau așa, te întâlnești, bă, discuțiile sunt foarte, sunt semi-protocolare, că, na, tu ești da. Cu tale, tu ești cu treaba da, corect, ta, corect. Deci cu gânduri, ba, te grăbești, ba, hai, salut, salut, nu știi cum îl cheia, tot felul de lift. Discuții de lift. Exact, discuții de lift. Și cum mai e? Bine. Discuțiile de metrou de o stație, superbe de o stație, bă, dacă înveți că nu coboară la prima și mai stă. Și chestia aia cu zgomotul ăla și te faci ca înțeles și zici, da, ba, da, e oribil. În care te gândești poate cum îl cheamă cine e, nu mai contează. Ei, aici e foarte mișto că la sat, chiar dacă nu cunoști omul, treci prin fața curții lui și spui, salut, bună seara, Hristos a înviat, ce na, de sezon. Ba, acolo se iscă o discuție, că vrei, că nu vrei. Omul, când îl vezi, că clasic, te s-a apropiat un pic de tine sau te-ai oprit tu un pic din drumul tău, bă, și încep discuții, bă, nu știu, foarte naturale, normale, ce flori sunt alea? Ați văzut că n-a plouat, aveți cumva găini, tot felul de discuții care, nu știu, parcă sunt un pic mai parcă te interesează, de fapt, întrebarea pe care o adresezi, răspunsul, aștepți un răspuns, da, știi? Da. Nu la modul ăla în metrou și ce ai mai făcut sau salutare, ce mai... vecine, ce mai faci? Da. Și-ți vezi de treabă. Da, băi, exact. Vino mă, vecine, ca dacă te interesează. Vino, intră până aici, că vreau să vorbesc cu tine. Exact, stai să-ți arăt ceva, stai să zic, lucrurile devin mult mai personale. Așa în metrou, te uiți la unul să salut, ce faci? Ce mai știi de Angelica? Știi, aici la sat nu poți să treci pe lângă, nu știu, vecinul Nelu să spui, salut, ce mai știi de Gică? Păi se uită la tine, stai obțin. Bem și noi un pahar sau... Stai, după ce bem un pahar, putem să vorbim despre Gică, dar nu așa, vii și mă iei direct. Întreabă-mă ce-mi face capra, ce-mi face nevasta sau nu știu dacă nu ordine asta, înțeles. Dar altfel. Bineînțeles. Crește ceapa, ai văzut că nu plouă, au anunțat ploaie, ai stropit pomii, ai făcut vinul, adică astea discuții... Da, da, foarte... Repet, foarte mișto. Și de ce mi se pare mișto? Pentru că oamenii sunt foarte urbanizați chiar și aici. Pentru că ei în continuare se duc și fac cumpărături la supermarketuri. Da. Ei se duc în vacanțe în Grecia. Adică nu... Da, da. Știi? E normal. Sunt oameni aici care, la sat, de exemplu, sunt oameni care... Sunt care muncesc afară. Da. Și vin cu bani. Și automat ei, na, vin altfel, vin cu niște treburi, cumpără niște treburi, adică vezi copii mânjiți de înghețată de aia la gură, dau o tabletă. Foarte dubios tablou, că, na. Da, 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 am văzut și eu. A venit din Germania și nu știu ce. Bă, dar cu toate astea încă se mai păstrează lucruri, repet. Chiar încă e ok. E bine să fie așa. Da. Și să bem un pahar pentru treaba asta, frate, că e bine la țară și... E clar. E clar că votez cu PSD. Asta este foarte clar. Culoarea... Păi, de când m-am mutat aici, m-am hotărât clar să încerc să-i transmit, să le transmit copiilor fix treburi dintre astea. Bă, dacă te întâlnești cu un om pe stradă, bă, fii foarte sincer și spune că te grăbești. Sau dacă e, bă, oprește-te, bă, și poartă o conversație cu el, nu știu, încearcă să legi ceva, să se întâmple ceva. Habar da. Știi? Ca și aici, asta zic, la sat încă se întâmplă lucruri. Băi, uite, cu ocazia asta vreau să-l salut pe prietenul Robert Obert, cu care făceam chestia asta. Salut, la oraș. Robert. La oraș, în București, făceam chestia asta. Ne-am hotărât că noi eram vecini de câteva scări de bloc. Ne-am hotărât ca miercurea să rămână ziua în care ne vedem la un ceai, la o ceainărie de lângă... Voi. De lângă noi, mă rog. Da. Nu voiam să-i dau neapărat numele, dar era o biserică lângă... Acolo unde... În fin, nu m-am uitat. Bă, și miercurea era o chestie faină. Duceam copiii la grădiniță, veneam un pic acasă, ăsta scotea câinele și după aia îl ducea așa acasă și ne vedeam la un ceai de ghimbir, că era ianuarie, februarie. Bă, și purtam niște discuții, mă. Ce ai mai văzut? Ce ai mai făcut? Cu ce ai... La ce te-ai mai uitat? Ce ți s-a părut interesant? Ce ai mai... Ești bine, domnule? Mă bucur, tate.
Vezi ușor ca să nu... Hai că terminăm și noi mai acuși, da. Poți să te duci acolo cu ceilalți și venim și noi mai acuși, da? Hai că venim acolo așa să mă uit și eu să văd. N-ai pățit mare lucru, bravo, oricum. Te-a făcut mami bine. Și pă, la ce, hai să, da bine, discuții dintre astea așa, da faine și vorbeam despre chestii interesante de... Da, să intri în cameră, de ce vrei să intri? Hai mai bine, nu, asa, voi stați liniștiți. Și ne-am, am avut o discuție foarte, foarte mișto, aveam niște discuții foarte mișto, dar chiar vorbeam. Da, mă, dar asta e fain, repet și acum chiar nu, adică... Da. Asta e fain, deci e la un moment dat... Este... Paul, vrei să... Adică nu știu, ești ok? Da. Eu... Nu, Paul, hai du-te, tate, că nu-mi place să te văd... Nu-mi place să te... Nu te supăra, nu te supăra. Da. Deci fii atent, întreabă pe Maria... Trebuie să tai asta, neapărat. Să întreb pe soția mea. Deci am fost în sat și pe bune, deci de nu mi-au dat lacrimile. Și am dat de doamna Ileana. 94 de ani. Și nu e ca și cum treci pe lângă poarta dânsei, te salută, îi spui bună ziua și o întrebi ce mai face Angelica. N-ai da. Cum, n-ai cum, e un personaj, sub nicio formă, n-ai cum. Bă, și am făcut o fotografie, auzea, dai seama, foarte slab, eram cu copilul. Bă, omule, îmi dădeau lacrimi, ce discuții și ce faină femeia și i-am dus aproape... M-a rugat dacă pot cumva să-i dau fotografia să se mai vadă. Tu înțelegi? Da. Nu-mi dau seama dacă n-avea o glindă sau nici mai... Am stat și m-am gândit ce-a vrut să-mi zică. Mi s-a părut așa de filozofie, de țară. Da. Apoi mi-am stat și m-am zis imediat, a doua zi am scos o fotografie și i-am dat-o. Și spre mirarea mea nu mai ține aminte. Dar a fost genial. Apoi i-am zis, i-am readus aminte, la la. Da. Și a fost super fain. Foarte fain. Foarte mișto discuțiile astea. Când te întâlnești cu un om, repet, mi se pare normal, mai ales la oraș, bă, să n-ai chef, să fii cu ale tale. Bă, să fii, nu știu, să există o chestie de asta mutuală. Bă, da. Iartă-mă. Să există un semn, să faci din ochi sau... Știi, am auzit că ăștia, nu știu, oamenii ăștia, masonii sau așa, au ceva, un semn al lor. Când dau noroc sau când se iau în brațe și fac un semn. Da. Așa și tu, când te întâlnești cu om, să existe un semn de ăsta. Gen... Bă, frate, lasă-mă. Bă, am 6 copii sau am 2 copii, m-au dat afară, n-am chef șeful, că... Că o chestie de genul. Și ăla să... Ba mai mult, nu doar să zic ok, să-ți transmită un zâmbet, să te îmbrățișezi, să scăd afară. Dar bă, doamne așa, să fie ok. Da. Data viitoare ne vedem și poate... Am această relație super. Cu unii oameni în București foarte mișto, care mă înțeleg bine, să le zic, bă, uite, nu, ne auzim un pic mai încolo, că nu sunt... Sunt. Dar asta zic, în momentul în care tu îi spui unui om... Că bă, ne auzi mai acolo sau el simte, adică tu simți că are o zi cumva. Da, da. El cumva să, dacă cumva el e ok, de menționat, da. Să-ți dea ceva bun, un zâmbet sau bă, da frate, da. O să fie bine, habar n-am da. Expresia cea mai da, banală. Frate, știi, la modul mâine, ăsta, da. Nu e ca și cum, că știi cum suntem noi, te întâlnești cu Angelica în metrou și nu știi și ai o atitudine pentru că tu oricum te gândești la ratele de la bancă sau da. Că ai pierdut Dinamo. Și la un dat Angelica ce face? Se duce acasă și vorbește cu bărbatul sau cu sora sa. M-am întâlnit cu fraierul ăla de Costel. Bă, nici să nu mă bage în seama, mă. Și adică, frate, tu te gândești, bă, poate Costel chiar avea ceva pe suflet sau chiar da, n-a da, avut da. O zi proastă. Ce rău îmi pare că n-am reușit să-l iau în brațe sau să-i zâmbesc. Hai că deja trebuie să oprim asta da. Că ne-au cucerit copiii pe bune.